Credeți că avem mai multe cazuri de infectare cu această nouă tulpină decât ce știm deja de la autorități? E posibil să avem mai multe cazuri? Având în vedere faptul că nu se face secvențiere în mod curent, adică nu la toate centrele de testare se face secvențiere pentru a identifica această variantă, răspunsul pozitiv la o astfel de întrebare este extrem de greu de dat, dar și negativ la fel de greu de dat. Deci e un fel de necunoscut aici, dar cu siguranță cred că există și asta nu am nicio dovadă în acest sens, însă cu siguranță cred că există mai multe cazuri care poate nici nu sunt testate ca fiind pozitive de COVID, dată fiind blândețea semnelor de boală sau chiar absența lor. De asta spun că trebuie să fim extrem de atenți atunci când interacționăm cu persoane care sunt ușor răcite. Și cred că ăsta este și motivul pentru care la școală, de exemplu, copiii care sunt răciți, părinții îi retrag din comunitate la solicitarea dascălilor și foarte bine fac, pentru că, practic, prevenim absolut orice contaminare. Contaminând un alt copil în școală, copilul respectiv se duce acasă și transmite boala, indiferent că este răceală sau este varianta aceasta Omicron.